Vremea frumoasă de afară este favorabilă unui astfel de eveniment, astfel că telormănenii interesați să-și aprovizioneze cămările cu produse de toamnă au luat la pas târgul de toamnă. Oferta este variată, întrucât comercianții au venit la Alexandria din diferite zone ale țării cu produse din miere, carne și preparate din carne, fructe, legume, flori și articole de artizanat. Unul dintre cele mai vizitate standuri este cel cu produse pe bază de miere. Apicultorul Emilian Săftoiu vine din Râmnicu Vâlcea și a adus la Alexandria combinații naturiste cu fructe și miere, considerate remedii pentru diverse afecțiuni. Sunt niște combinații la baza cărora stă mierea, niște lucruri foarte interesante și foarte bune pentru sănătatea omului. În miere, presat la rece, avem pulpă de fruct, cătină, afine, merișor, sfecla, zeama de la sfecla roșie, zeama de la ghimbir, toate amestecate cu miere, fără să, în prealabil, să fie un proces de fierbere. Producătorul a expus în premieră produse cosmetice. Sunt niște creme făcute de soția mea, în afară de faptul că îmi cere o ceară de albine de calitate superioară, în rest, ea știe ce face acolo. Dar spre bucuria mea că se vând, înseamnă că doamnele le apreciază. Elementul de noutate al târgului îl reprezintă standurile cu articole românești din blănuri și piele. Totul natural, totul este produs de noi, suntem producători de la Brașov și îi așteptăm cu drag. Cumpărătorii nu lipsesc nici ei, cercetează atent standurile pentru a cumpăra produsele preferate. Știu că mierea curată se zaharisește. Și din cauza asta, mie mi s-a părut că e curată și am luat-o și la bătrâni cred că e necesar să mai consume din când în când și puțină miere. Vreau să mă duc să iau fructe. Că... Vă faceți un stoc sau pur și simplu? Ei, așa, pentru câteva zile, nu, și acum se găsesc fructe peste tot și e păcat să le iei să le mănânci peste lună. Târgul de toamnă este organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Telorman în parteneriat cu Primăria Alexandria și va rămâne deschis pe platoul din fața Casei de Cultură din Alexandria până sâmbătă 21 octombrie.